Când veți deschide aplicația, dacă vă logați cu conturile voastre educaționale, veți fi probabil inclus automat în echipa asta care se numește UX2021 și veți avea deja aceste trei proiecte, cum le numește Figma practic un spațiu pentru încărcarea și lucru cu prototipurile de joasă fidelitate, apoi pentru variantele următoare de înalte fidelitate și un proiect în care am adăugat eu diferite uh, kituri cu componente pentru design care să simplifice operațiunea, care deocamdată sunt inactive. Uh, dacă vreți să faceți un document nou, Procesul este foarte simplu și se poate face din foarte multe locuri în Figma. Avem un buton în dreapta sus, în meniu acesta, de lângă butoanele de gestionare a ferestrei. Mai avem opțiunea, avem scurtătura de pe tastatură, CTRL N. Putem să venim și la oricare din aceste proiecte și să apăsăm pe acest plus și va fi adăugat un document nou în acest proiect și va fi deschis automat sau direct în drafts sau putem să dăm pe plus ca să facem un tab nou și aici ne întreabă despre două tipuri de fișiere. În principiu noi vom lucra cu design files, fake jam files, fișierele de fake jam sunt pentru alte Uh, activități colaborative, o variantă oarecum simplificată a ceea ce poate să facă Miro. Deci, se poate și bifa să creeze de fiecare dată același tip de fișiere, dar nu o să aleg asta în acest moment. În mod implicit, fișierul nou este adăugat ca draft și nu are niciun nume. Puteți să dați click aici să îl denumiți și puteți să dați click pe săgeata de lângă nume și să puneți acest fișier într-un proiect, de exemplu, prototipurile pe care le veți uh, prezenta ca teme, ar trebui să apară în pro proiectul Prototip low-fi sau high-fi în funcție de variantă. Eu o să pun direct în low-fi deocamdată. Și, în momentul acesta, este accesibil pentru toți oamenii din echipă. Cum ziceam, Figma este, în principiu, un web app, ceea ce înseamnă că fișierele se salvează continuu online, nu trebuie salvate separat atât timp cât avem conexiune la internet și vor fi găsite indiferent de calculatorul de pe care îl accesăm, și dacă lucrăm în aplicația de desktop, în momentul în care ne logăm cu contul nostru. Dacă vreți să salvați un fișier separat, sau dacă, de exemplu, aveți probleme cu, conexiunile la, cu conexiunea la internet și nu știți sigur dacă fișierul se va salva, puteți să-l salvați manual. Dacă mergeți în meniul principal al aplicației, la secțiunea File, și aici aveți Save local copy și vă salvează un fișier .fig pe care puteți apoi să îl încărcați. Dar în principiu nu veți avea nevoie să faceți asta dacă totul funcționează cum trebuie, ci se va salva automat. Iar pentru a trimite alcuiva fișiere de Figma, soluția cea mai simplă este să folosiți funcția de share și puteți să le oferiți opțiunea să doar vadă fișierul dacă alegeți aici CanView, să editeze fișierul sau să vadă doar prototipurile dacă, de exemplu, este un client care nu trebuie să vadă fișierul efectiv, ci să poată să testeze interacțiunile. Scrieți adresa de mail la persoanei căruia vreți să trimiteți, send invite și sau puteți să copiați linkul și să-i trimiteți și Asta este cel mai eficient mod de a uh, transmite mai departe un fișier de Figma.